găsit și astăzi, dragii mei. Sper că totul este în regulă la voi, sunteți sănătoși, voioși și bucuroși. Așa și trebuie să fim și să privim ziua cât se poate de frumos. Pentru că trebuie să avem o zi frumoasă, da? E, dimineața trebuie să începem ziua frumoasă și cu o mâncărică. Și atunci, astăzi v-am să vă propun o salată de pui cu banane. Avem nevoie așa de aproximativ 100 grame piept de pui tăiat cu bulețe mici, 100 de grame de orez deja fiert, amestec de salate, o jumătate de banană și carne afumată de porc. O să mai avem nevoie și de arome, de puțin lapte de cocos, avem nevoie de puțin ghimbir și corțișoare. Un strop de ulei punem în tigaie, punem puiul, puțin o scorțișoară la început, pe care mai adăugăm carnea afumată și uscată, tăiem bananele, mai întâi felii, apoi mici bastoane, le aruncăm în tigaie cu peste pui, focul rapid. Vreau să vă spun că bananele prăjite sunt fantastice. Mie îmi plac și mai ales cele verzi. Dacă banana este verde, cu atât mai bine. Dacă este coaptă, nu e nicio problemă. Ea va da oricum o aromă, o nuanță importantă. Adăugăm laptele de cocos și lăsăm să scadă. O bază de orez. Presăm ușor cu aceasta. Încă puțin orez deasupra. Minunat! O salată pe care eu astăzi vă propun și este și ușoară și gustoasă și fantastică. Toate cele bune, la revedere!